Băi, ce faceți aici? Hmm? Să ieșim din casă. Mamă, dar ce viteză aveți că așa vă grăbiți voi să ieșiți din casă? Da? Dar unde vă grăbiți așa de tare? La dansuri. Aoleu. Ce toată trupa, să dansăm? Ana, ne pregătim, facem un dans în familie. Da. Știți? Ați văzut vreodată un dans în familie? Dacă n-ați văzut, rămâneți aproape pentru că veți vedea aici, la familia S. Samba. Așa va fi. El poate. Cine, Odine? El. Da, știm. Știm că Odine poate să se încalțe singur. Oficial. Astăzi sunt 12 grade. Da, astăzi este foarte cald la noi. Ia uite, da, păi cu sclipici a venit primăvara, mama. Gata. Hai, Odine, nu te... Iară te chinui la stângul ăla să te încalzi, băi, tati. Hai, Erica, hai să ne grăbim, Eri. Hai. Hai, Odine, hai. Aici. Repede. Urcă. Salutare și bine ați venit la un nou vlog. După cum voi ne v-am spus, ne grăbim. Unde ne grăbim, mami? La dansuri. La dansuri. Bine, nu sunt dansuri pentru toată trupa, pentru toată familia. Sunt dansuri numai pentru Erica. Și suntem în foarte mare întârziere. Hai, ia copacul în brațe, bine? Așa. Au. Și hai, ia uite, și un câine pe lângă tine. Hai. Stai așa. Pregătim acum să traversăm aici un pic strada. Ia uitați ce avem. 1, 2, 3 și... Hai, tâng. Și am plecat. Voi să nu faceți așa. Să nu traversați strada cum am traversat pe noi. Hai, oricum am întârziat. Hai, urcă. Toți copiii au aici training, numai Erica nu, și acum așteptăm să-și ia și ea training-ul. Toți cu echipament. Da, da. Uitați, Erica e așa. Foarte bine, așa și trebuie. Și aici să... Hai, domnule. Toți copiii înăuntru. Hai, Erica, hai. Bună ziua. Așa. Uite așa. Poți și schimbi, da? Așadar, de astăzi are și Erica echipament pentru dansuri. Yeah! Ia să te văd, fata. Ia. Hai. Fai-o așa o piruietă să te văd. Ia. Așa. Super tare. Gata. Hai. Fuguța înăuntru. Fuguța. Repede. Tati, ce ai văzut? Am văzut o mașină mare. Mașină mare, tata. S-a schimbat Erica. Erica are auzare apartament, doamne. Da, are echipament, Erica, mama, gata. Este foarte interesant. Da? Este foarte bine, da. O prinde chiar bine. Să vezi ce... Deci a rămas cu tricoul ei, are doar... Da, a rămas cu tricoul ei și cu trainingul de la Ikim. Să-i vezi pe toți ce frumoși sunt acolo, îmbrăcați cu același training. Foarte fain se vede, foarte fain. Gata, acum... Exact. Vrei să faci ceva. Acum ce facem? Nu știu ce facem. Păi nu știu. Dai un jet la mașina asta. Da? Ok, hai să spălăm mașina atunci. O spălăm că, ia uitați, e murdară acolo în spate, de când am fost la Belcești, mama a mai intrat și ea pe nu știu ce drumuri. Da, hai să o spălăm un pic. Hai. Și gata, am ajuns la spălătorie, am băgat mașinile aici și hai să o facem curată. Am întâi să băgăm fisea acolo la aparat. Salut! Uite ce le apăgăm așa. Spălare cu presiune. Și hai să înceapă treaba. Ia uite. S-a început distracția. Ia uite ce murdare. Gata! Am pus și prejul și am terminat de spălat mașina. Prefer să o spăl așa la fisă, pentru că când se murdărește, imediat am venit, pac, am dat un jet și am scos-o din nou curată. Mergem și la spălătorie normală când îi facem interiorul și așa mai departe.
următoarea tură trebuie să-i facem interiorul neapărat, pentru că acolo la Codrin în spate e dezastru, dezastru național. Dar asta e o altă poveste. Acum haideți să o așteptăm pe Erica. Codrin e foarte nevinovat. Dar de ce e nevinovat? Uite, nu recunoaște dezastru. N-ai făcut tu mizerie acolo, tata? Nu, Doamne ferește. Am înțeles. Probabil așa am cumpărat mașina, da. Foarte murdar acolo, în partea în care stă Codrin. Culmea este că zic și tot eu. Timpul se murdărește, chiar dacă o cureți, ce chestie, nu? Uite. Ce să văd? Uite. Ia. Wow, scoate piciorul de acolo. Scoate-l, scoate-l, nu facem așa. Da? Hai, hai să o luăm pe Erica. Hai, de ușă. Hai, hai la ușă, hai la ușă să o luăm pe Erica. Hai, o luăm pe Erica. Fata, cum a fost la dansuri? Bine. A? Bine. A fost bine. Codine, ce faci, tati? Eu, mamă, să... Mama, tu ce faci? Mă doare nasul. Uleu, ți-ai luat mască de aeric, că-i... Mie mă doare puta. Aoleu, hai, hai să mergem. La unde mergem noi acum? La Altex. La Altex? Da. Mergem la Altex pentru că vrem să ne uităm după un televizor. Ia să vedem noi aici. Televizoare. Ce faci, mama? Ai găsit ceva aici? Cum? Mă uit la televizoare. La ce televizoare te uiți? La televizoare color? Da, la televizoare color. Am înțeles. Deci mama vrea să cumpărăm un televizor color. Wow. Ce chestie. Da. Ce da, tati. Un televizor mare. Ăsta este foarte mare, Odine, televizor. Ia uite. Ia uitați-vă cât e de mare. Nu încape la noi în casă ăsta, pe perete. Să știi. Practic, ce se întâmplă acum? Eu îl vreau pe ăla. Îl vrei pe ăla. Problema este, problema la televizorul ăsta de aici, ăsta mare, 55Q90T-ul, este că este prea mare, adică 138 se încadrează acolo pe retinul nostru cam prea aproape de ochi. Și ar trebui să luăm un 125. De ce producătorul meu a făcut o dimensiune mai mică? Nu știu. O să... Hai că mergem să ne mai consultăm un pic, să căutăm... păreri. Da, la tati. Tabletă. Vrei tabletă? Hai să vedem o tabletă. Hai. Hai la tabletă. Deci e superb televizorul ăla. E superb. Ce faci, tata, aici? Eu mă plimb, caut aparat de bărbierie. Dar tu ce faci? Ce ai luat aici? Spărcător de fructe. Spărcător de fructe? De fapt, de fructe și legume. Ia uite ce fain. Foarte bine. Stai cu Odin, vrea la... Vrei la baie? Vai, hai repede, repede. Uite, mai ții minte placa asta? Da, ții minte, asta e placa cu care te-ai ars tu la mână. Da. Și ai ajuns la spital. Da. Da. Hai să mergem, hai la baie, hai. Hai, Udine, hai la baie, repede, hai. Hai încolo, pe scări, repede. Hai. Da. Aici e la femei, alături. Hai repede la bărbați. Merge la bărbați, da? Hai, repede, aici. Aici e la bărbați, hai. Hai! Odine, cum e? E ok? Da? Da? Tati? Te simți bine că ai fost la baie? Da? Cel mai bucuros! Vreau la baie! Și ca prin magie am ajuns la Cel Gros. Vedem și aici din televizor. Am înțeles ca oferte. Hai să vedem. Da, bineînțeles că am ajuns și la televizoare. Dar cine a zis că la Cel Gros găsești televizoare bune? Hai să o mare minciună. Și iată ne-a ajuns și acasă, fără televizor, bineînțeles. Oricum nu voiam neapărat să-l cumpărăm în seara asta. Noi am vrut mai mult să ne facem așa o părere despre ce găsim într-o parte, ce găsim într-alta. Ne-am lămurit cu Selgros-ul, acolo nu sunt televizoare de înaltă calitate. Cel puțin în seara asta nu existau așa ceva. Și o să căutăm pe online. Bineînțeles, ne-am cumpărat un robot pe care mami acum îl desface. Ia-ți de mama, ce faci acolo? Analizezi? Ce robot e acesta până la urmă? Este un storcător de fructe și legume cu melc, adică cu presare la rece. Da, nu oxidează fructele. Ia uitați, cam așa arată, ăsta e ambalajul. Aici este... Îmi place foarte mult cum este făcut. Chiar pare de calitate. Dar nu pare, este de calitate, că nu a costat 2 lei ăsta. Nu, dar să știi că storcătoarele de fructe cu melc
alea mai șmechere, mai profi, mai profi, de la 1000 de lei în sus. Ah, da, n-am știut. Asta este printre cele mai ieftine. Aha. Oricum. Am zis să încerc, că eu nu fac în cantități industriale. Am înțeles. Da, că tot vorbeam de preț, ăsta a costat 460... 420, 420. 419, mai bine. Am înțeles, am înțeles. Da. Și ce mi-a plăcut la el este că are funcție de autocurățare. Nu că mi-ar fi greu să-l curăț, dar e mai simplu. E așa, da. E un plus. E un plus, trebuie să recunosc. Așa. Și cam acesta a fost vlogul nostru de astăzi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați acolo un mare like, să vă abonați și, ce să vă spunem, ne vedem la următorul vlog. Și pe canalul Erica-i și pe canalul familiei S. Gata, v-am pupat pe toți. Pa, pa! Vedem ce e acolo până la urmă. Scoate ăla că stai curios. Așa că... uite. Ia. Asta este diferența dintre un storcător cu sită și un storcător cu melc. Asta este melcul, de fapt. Melc, melc, cotobelc. Este foarte greu. Serios? Da, e chiar e greu. Ia. Lăsa că nu știu să-l desfac. A, uite, uite, ăsta e melcul. Ia, pune mâna pe el. E greu. Oh, dar e greluț, într-adevăr. Da, pentru că el presează de pereții ăștia ai site, presează la rece, acel fruct sau acea legumă, știi? Da, da, da. Nu o dă pe sită, nu o rade. Am înțeles. Și păstrează proprietățile. Bine, bine, mai gata, mai lămurit. Te-am convins, mai convins, îl cumpăr, rămâne. Bine. Yeah!